Iubite adunare și frățietate de pretutindeni, prin harul lui Dumnezeu mă găsesc aici în orașul Tulum, în Mexico, unde urc în fiecare seară pe o scenă într-o piață deschisă cu undeva între 260 și 280 de tineri în mod pregnant, însoțit de rugăciunile voastre și încurajat în sufletul meu că voi sunteți parte a acestei lucrări atât de binecuvântate de Dumnezeu. Într-o singură seară am văzut 15 tineri care au venit înainte, în față și ne-au rugat pentru botez pentru ei și în fiecare seară au continuat să se adauge alții. Ne așteptăm ca în seara aceasta de miercuri să avem o audiență și mai bogată cu ajutorul lui Dumnezeu. Ea a crescut în fiecare seară și a fost, vreau să spun, nu aceeași, ci variată și ca vârste și diverse alte criterii. Oricum, suntem înconjurați de dovezi ale harului și prezenței lui Dumnezeu la orice pas. Înainte de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu ales prin rugăciune pentru seara aceasta, aș dori să înălțăm împreună o rugăciune de consacrare lui Dumnezeu. Toată urmează să lucrăm cu vase sfinte ale cuvântului Tău. Sfințește vasul sufletului nostru pentru aceasta, Doamne. Altfel suntem nevrednici de a face această lucrare și n-am dorit să o facem. Dacă nu ne sfințești Tu, Doamne, nu ne îngădui să facem lucrul acesta. Sfințește-ne în a prezenta și a audia cuvântul Tău și fă din el o putere pentru schimbarea vieții noastre. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Cu această ocazie aș dori să ne împărtășim împreună de Evanghelia celor patru leproși. Sfânta Scriptură ne descrie o situație dramatică din istoria lui Israel. O pagină de nesuportat prin cruzimea și barbaritatea ei, prin aceea că poporul întreg a fost expus la un așa nivel de foamete cumplită încât au procedat la canibalism, așa cum s-a întâmplat în timpul Holodomorului, în timpul foametei provocate de regimul Stalin asupra Ucrainei, milioane de oameni. Nici astăzi nu se poate stabili numărul exact datorită celor care sunt nebinevoitori de a stabili acest număr. Nu se știe câtă lume a murit de înfometare. Dar o situație similară era în Israel. Oamenii ajunseseră să mănânce cadavrele copiilor lor. Sau... aș vrea să nu continui descrierea aceasta. Vă rog să mergeți în 2 Regi, capitolul 7 și acolo vom găsi aceste cuvinte. Începeți din capitolul 6, acolo unde se arată situația cumplită în care două mame au venit în fața regelui și au spus că una nu a rămas, una dintre ele a acuzat pe cealaltă, spunând ea nu rămâne credincioasă legământului ei de canibalism cu privire la copilul ei pe care mi l-a făcut cu mine. Eu am ținut partea mea de legământ, ea n-a ținut. În orice caz, în clipa în care regele aude de o așa nenorocire care era în Israel, încât părinții ajunseseră la canibalism, jură că în clipa aceea nu va rămâne capul pe umerii lui Elisei. Elisei este cel vinovat și nu neapărat Elisei, ci acela pe care îl prezentă Elisei, adică Dumnezeu, că întotdeauna aici se sfârșește drumul. Și jură că îi va tăia capul lui Elisei. Elisei este înștiințat de bunul Dumnezeu și rostește o prorocie în contextul acesta. O găsim în versetul 1 din capitolul 9. În primul rând, țineți criminalul acesta care a dorit să-mi ia capul, țineți-l deoparte. Și al doilea lucru, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine, la ora asta, la care vorbim acum, se va vinde aici, la poarta Samariei, o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Înțelegeți lucrul ăsta? 2 cenți, un nimic. Așa se va vinde aici. Iubiții mei, prorocia aceasta, acest cuvânt, sub un așa vorbește Domnul, era atât de contrastant cu ceea ce se întâmpla în cetate, încât îți trebuie o credință cât muntele lui Dumnezeu ca să poți să accepți așa ceva. Cum adică oamenii trăiesc în canibalism, în oraș de foamete cumplite și tu spui că mâine în orașul acesta care a devenit canibal se va vinde la derizoriu, pur și simplu, un preț derizoriu, făină și orz și tot ce trebuie pentru popor. Doamne, eu cred în Tine, dar nu am putere. Vă amintiți că Iisus i-a spus Martei, fratele tău va învia.
Și Marta zice, și-a întrebat-o, crezi lucrul ăsta? Și a spus, zice, eu cred în tine, dar fratele meu va învia la învierea din morți, dar eu cred în tine. Și a văzut lucrul acesta. Iisus nu bate pe cineva că nu are putere să creadă. Eu nu știu dacă, fiind noi în mulțimea asta de oameni care ajunseseră într-o foamete atât de cumplită, dacă am fi putut crede. Nu știu dacă am fi putut crede. Dar în Dumnezeu continuam să credem, bineînțeles, decât că am fi spus, Doamne, cred în Tine, dar ca să văd așa ceva, n-am putere. Și acolo s-a întâmplat că a fost călărețul care, pe brațul căruia se rezema împăratul când urca pe cal sau când urca în carul lui. El era omul de încredere al împăratului și sigur că un astfel de om este cu totul plin de sine și este un călăreț nu doar pe cal, ci în imaginația lui. Și omul acesta a zis, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, așa ceva nu are cum să se întâmple. Cum ar putea să se întâmple așa ceva? Well, Dumnezeu nu va face ferestre în cer, a spus el lui Isai, nu e nevoie, avem aici lângă noi ce ne trebuie. Dar îți spun ceva, o astfel de atitudine ca a ta, care sfidează pe Dumnezeu și îl batjocorește spunând dacă ar face ferestre în cer, nu o să poată face ce a spus, o astfel de atitudine ca aceasta, se va întoarce împotriva ta, tu vei fi ucis de necredința ta, ai să vezi cu ochii lucrul acesta, ai să mori, ultima imagine din ochii tăi va fi piața aceasta imensă în care se vor vinde cereale la derizoriu și vei vedea și vei muri. Nu vei apuca să mănânci nici măcar o gură de mușcătură din tot ce va fi acolo. Vei muri, te-a omorât nu Dumnezeu, nici profetul Elisei, te-a omorât necredința ta, frate. În versetul următor, cuvântul lui Dumnezeu alege deja patru ambasadori ai lui Dumnezeu, patru reprezentanți. Dacă ne-ar pune pe noi să facem alegerile acestea, probabil că, așa cum s-a întâmplat într-o situație, nu am putut să facem alegeri nici în luni de zile. Și oamenii care erau chemați să conducă procesul acesta. Luni de zile a fost o continuă bolnavă dezbatere asupra alegerii unor astfel de ambasadori ai lui Dumnezeu. E foarte greu să faci lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu a ales ca patru ambasadorii săi, patru leproși, patru oameni bolnavi de lepră, erau la poarta cetății. Oamenii aceștia au început să gândească, spunând, dacă ne ducem în cetate, murim de foame și dacă ieșim la sirieni, unde au de toate, e posibil să ne omoare. Și atunci ei au rostit această foarte științifică frază. Frate, oricum n-avem de ales. Ci spune versetul 4, dacă mergem și ne aruncăm în tabăra sirienilor, se pot întâmpla două lucruri, ne lasă cu viață sau ne omoară. Și concluzia lor științifică este aceasta, dacă ne lasă cu viață trăim și dacă ne omoară murim. Aceasta a fost concluzia lor copilărească. Au plecat într-adevăr să înfrunte destinul, fie moartea, fie viața, fiind însă ambasadori împuterniciți de însuși Dumnezeu, la comanda lui Dumnezeu au plecat ei, fiindcă noi facem multe lucruri pe pământ fără să ne dăm seama că împlinim de fapt voia lui Dumnezeu. Când au ajuns în tabără, totul pustiu și intact. Au ajuns acolo, au găsit tabăra așa cum era, scrie cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, au găsit corturile, au găsit caii și măgarii, tabăra cum era și oamenii, fiecare fugise să-și scape viața. Bine, fugim să ne scăpăm viața. Li s-a părut că se aude un zgomot, cam cum este aici, că bate acum vântul continuu și probabil că auzind zgomotul acesta au interpretat, frica te face să vezi ce nu există. Au văzut o armată tocmită sau plătită, mercenari plătiți, cum găsim astăzi în diverse războaie, mercenari din diverse țări sunt plătiți să omoare oameni dintr-o altă țară. Și își găsesc sfârșitul acolo, măsura cu care au vrut să măsoare ei celorlalți, li se măsoară lor. În aceea situație găsim aici oamenii ăștia de frică, au crezut că vine armata, se omoare, au tocmit pe alții, pe egipteni, pe hetiți să vină acolo să se omoare. Nu era nimic adevărat decât în imaginația lor înfricoșată de păcatul lor de a năvăli peste altă țară.
atunci au fugit ca nebunii, ca nebunii au fugit spre Iordan să-și scape viața și au lăsat în urma lor absolut tot, corturi, cai, măgar. Păi da, frate, fugim, dar hai să luăm calul, că merge un pic mai repejor calul. Nu avem timp să luăm calul, hai să fugim să ne scăpăm viața. Și au lăsat cai pe loc. Deci mintea nu funcționează într-un sistem de panică, așa cum este acesta. Și atunci acești leproși, care, apropo, suntem noi aceștia care am ajuns în tabăra lui Dumnezeu, acolo unde am fost întâmpinați cu har, acești patru leproși bolnavi de păcat, care ne reprezintă pe noi, au intrat în cort, au mâncat, au băut, au luat argint, au luat aur, au luat haine, s-au dus și le-au ascuns. Am intrat în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, sunteți oameni din casa lui Dumnezeu, am mâncat la masa Domnului, am băut la masa Domnului, am fost îmbrăcați în neprihănirea Domnului, ni s-a dat aurul credinței Domnului, de toate acestea le-am luat frumos și le-am ascuns. Așa scrie în versetul 8. Oamenii aceștia s-au dus și le-au ascuns. Unul dintre ei, după cum s-a întâmplat că unul din 10 leproși s-a întors să mulțumească, unul dintre ei se gândește la ceea ce face. Puțini oameni gândesc ce fac. Știți proverbul ăsta românesc zâmbitor? Noi muncim, n-avem timp să ne gândim. Cum erau oamenii aceștia, noi furăm și ascundem, n-avem timp să procesăm ce înseamnă aceasta din punct de vedere moral, dar unul dintre ei se oprește. Și el trece printr-o lucrare a Duhului Sfânt de evaluare a ceea ce face. Stai puțin, eu fac lucrul ăsta, dar ce înseamnă treaba? Ce fac eu aici? Cu ce mă ocup eu aici? Fur din tabără și ascund. El cade imediat pe gânduri, pe gânduri sfinte, este mustrat de Duhul Sfânt în cugetul lui și apoi se îndreaptă către ceilalți și zic unul altuia. Nu lucrase Duhul lui Dumnezeu doar cu acesta. Pregătise deja inimile celorlalți. Așa se face că nu e unul singur care vorbește altora, ci în mai multe cugete, în același timp, s-a ridicat același gând și versetul 9 spune, apoi și-au zis unul altuia. A avut un mic comitet, comitetul celor patru leproși, care au venit din viața lor uscată și condamnată la moarte în îndestularea Evangheliei. Și s-au încărcat cu bunuri și le-au ascuns acolo. Cineva i-a văzut, probabil, în ochi că sunt bine, sunt sănătoși, hrăniți, adică totul este în ordine într-un fel sau altul, dar n-au văzut sursa de unde venea, pentru că ei luau acestea din casa lui Dumnezeu, de acolo deveniseră ei și se hrăniseră ei. Unul altuia au zis, nu facem bine ce facem. Nu facem bine. Nu e bine ce facem. Dar ce, frate, că uite aici, fii atent ce e aici, uite aurul credinței, hainele neprihănire, uite ce este aici, pacea sufletului, bucuria familiei, sănătatea ta încolțește. Uite, frate, ce bine e aici. Bine, bine asta cu noi, dar cum rămâne cu vecinul nostru? Acesta a fost mesajul Duhului Sfânt. Nu e bine ce facem. Au spus ei unul către altul. Ziua aceasta în care noi am venit în poporul lui Dumnezeu, ziua aceasta e o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, nu mai mult, că mâine ne ducem, dar dacă așteptăm până mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului, poporului, haidem să dăm de știre. Dacă nu facem lucrul ăsta acum, pe loc, mâine vom fi pedepsiți. Mâncarea și hainele și aurul și argintul pe care le-am găsit în tabără și le-am cărat și le-am ascuns, ele se vor transforma într-un blestem în viața noastră. Pentru că noi, în timp ce noi am mâncat acolo și ne-am îmbuibat și cu de toate, și cum scrie profesorul George Knight, doamna supraponderală, grasă și împărăția lui Dumnezeu, ne-am îmbuibat cu atâtea lucruri, fără să ne gândim la faptul că în cetate era canibalism. Oamenii ajunseseră să consume cadavre. Era de nemai auzit așa ceva și ei se îmbuibau liniștiți în biserica lor acolo. Nu e bine ce facem, a zis unul dintre ei. Dacă se va ști în lume, că în timp ce noi știam lucrul acesta, că lumea piere în așa suferință,
Iar noi stăm înăuntru și ne îmbuibăm cu programe, cu predici, cu clădiri, cu mobiliere, cu covoare, cu scaune, cu culori, cu muzică, cu fel de fel, în timp ce noi facem asta. Poporul afară piere în condițiile acestea sălbatice, barbare, nu va fi bine de noi, spune el. Veniți acum și haidem împreună să ducem, să dăm știrea împăratului că aceasta este o zi de evanghelie, de veste bună. Și a mers și au dat de știre împăratului. Sigur, te poți întreba, împăratul o să fie încântat de o așa veste? O să creadă împăratul? Nu, n-a crezut lucrul acesta. Dimpotrivă, el fiind un om cu o gândire negativistă, le răspunde lor înapoi, nu e adevărat, este o capcană aceasta, vă spun eu. Ăștia au plecat, au fugit de acolo ca noi să mergem la tabără și apoi ei să cadă peste noi și să ne nimicească până la sfârșit. Bine că în Consiliul Dumnealui al acestui om care punea sub semnul întrebării binecuvântarea lui Dumnezeu și care nu numai că nu credea, dar muia mâinile altora în a crede, acest spirit rău și răutăcios, avea în jurul lui, în consiliul lui de sfătuire, avea o cetățean care judeca rațional și care a spus asemenea Domnului Iisus Hristos. Uite, dacă nu mă credeți pe mine, credeți cel puțin lucrările acestea, a spus Iisus. Și acest consilier a spus, nu e corect să judecăm așa, poate fi o binecuvântare de la Dumnezeu și noi o numim blestem. Poate fi pentru salvarea multor oameni și noi condamnăm oamenii ăștia la moarte prin necredința noastră. Dacă tu, împărate, nu crezi, nu e o problemă, e în dreptul tău, o să ai soarta călărețului. Dar hai să verificăm, spune acesta. Hai să verificăm. Și atunci au spus să se trimită 4 care și să meargă pe traseu pe care au fugit sirienii, să vadă dacă fuga e adevărată și dacă nu e adevărată, poate s-au oprit, s-au ascuns în vreo pădure, îi prindem acolo. Și au mers pe urmele lor și au verificat. Iisus Mântuitor a spus, poate nu crezi în mine, fiindcă ești mult prea îngânfat ca să crezi în mine. Tu crezi în tine, nu e nicio problemă. Credeți măcar lucrurile acestea. Uite-te ce lucrări se fac aici. Orbii văd, surzii aud. Săracilor se predică Evanghelia, morți înviază. Duceți-vă și spuneți chestia aceasta lui Ioan, care se întreabă, ești tu sau așteptăm pe altul? Și lucrul acesta este o manifestare a bunătății lui Dumnezeu față de putința noastră de a crede. Eu nu pot să cred așa ceva, eu sunt mai necredincios, nu pot să cred lucrul acesta. Iubiții mei, când au mers până la Iordan, era plin de prad, aruncaseră hainele după ei, bagaje, tot ce au avut, să-și scape viața de un dușman imaginar, pentru că Biblia spune cel rău fuge fără să fie urmărit, fuge până la mormânt și nimeni nu-l oprește. Se duce direct acolo unde a plecat, cum o să și vedem soarta călărețului. Împăratul nu a avut soarta călărețului, datorită faptului că s-a lăsat sfătuit. Nu e totul să ai un consilier bun sau un prieten bun lângă tine care te sfătuiește. Dacă nu te lași sfătui, nu ți ajută la nimic. Trebuie să te lași sfătui, trebuie să te zmerești. Trebuie să recunoști că nu ești tu măsura lucrurilor, ci tu iei din toate părțile măsuri și vezi dacă ceea ce crezi stă în picioare sau nu stă în picioare. Iubiții mei, a doua zi, poporul a venit acolo când au auzit, a doua zi la poarta cetății, versetul 16, s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu, după cuvântul Domnului, nu după cuvântul lui Elisei. Iei capul lui Elisei. Păi, dar ce iei capul lui Dumnezeu dacă ai luat capul lui Elisei? Rămâi cu Dumnezeu. Omoară-l pe Abel, da, dar rămâi cu conștiința ta. Adică Abel nu a murit în câmp și s-a odihnit în așteptarea, fericit în odihna lui. Dar tu n-ai mai găsit odihnă din cauza că Abel trăia în conștiința ta, Abel cel ucis. Și la fel s-a întâmplat aici. Nu era cuvântul lui Elisei, nu lui Elisei trebuia să îi se ia capul și nu lui Elisei vroiau ei să ia capul. Împăratul acesta, ci el vroia să ia capul lui Dumnezeu dacă se putea, că vroia să fie el însuși Dumnezeu. Numai că Dumnezeu fiind prea sus, n-au avut cum să ia capul lui Dumnezeu și atunci s-au gândit să ia capul lui Elisei. O clipă. În versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, raportează acest incident cu care s-a încheiat pagina aceasta cutremurătoare a Scripturilor.
Versetul 17. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci când acesta a zis: oh, Dumnezeu dă grăunță. Dacă ar fi, ar da acum, când e canibalism. De ce nu dă acum? De ce, dacă ne dă grăunță, de ce ne-a lăsat să intrăm în această situație? Tot felul de judecăți demonice pe care le auzim pe stradă, de altfel, reflectate la adresa lui Dumnezeu. Și călărețul acela, scrie Sfânta Scriptură, a primit de la împărat comanda pazei porții, stai de pază la poartă, a mers acolo, dar scrie versetul 20 că a fost încălcat în picioare de popor la poartă. Popor a ieșit într-o năvală cumplită să te ferească Dumnezeu de oamenii uscați de foame și de oameni care se neacă. Pe când eu eram într-o situație ca aceasta, mai aveam câteva clipe înainte să mă scufund în apă și să nu mă mai ridic. A apărut lângă mine salvamarul și avea un mic plutitor și eu i-am spus foarte liniștit și cu un pic de zâmbet, dacă am putut să adun: nu te teme de mine, te rog să nu fie frică de mine, nu sunt în panică, nu sunt înspăimântat. Și el nu m-a crezut totuși și mi-a aruncat plutitorul acela cu o sfoară. N-a vrut să vină singur în apropierea mea, pentru că înnecatul prinde pe acela și mor împreună. La fel a fost aici. Poporul acesta a ieșit prin porți într-o spaimă și o furie nemai auzită, aceea pe care o produce foamea, care duce pe un om până la canibalism. Am citit raportul unei doamne: într-o barcă de imigranți înfigeau dinții în corpul dumnei și trăgeau sânge noaptea. Dacă te lua somnul, dânsa spunea, ți-era frică să te ia somnul. Barca s-a rătăcit de la traseu, n-a mai avut apă și în spaimele acelea cumplite, nimeni nu cruța pe nimeni. La fel a fost situația aici și au călcat în picioare pe omul acesta după propriul lui cuvânt. Și dacă ar deschide Dumnezeu ferestre în cer, adică și-a pus viața la mijloc pentru necredința lui. Acum, iubiților, aș dori să ne întoarcem la expresia Evangheliei acestor patru leproși. Nu e bine ce facem. În mijlocul acelei abundențe, lumea în jurul lor trăia într-o mizerie nemai auzită și ajunseseră acolo că se sfâșiau unul pe altul. Chiar acum, minute înainte de a înregistra acest material pe care l-am prezentat prin harul Domnului, am fost în vizită aici în junglă, mai în Tulum, dar departe, în suburbii undeva. Și am fost într-o casă unde era un tânăr tată a trei copii, soția dumnealui, socru și soacra, fiecare locuind între patru lemne cu un mic acoperiș deasupra, patru lemne și un mic acoperiș deasupra, și plăteau 2000 de pesos, cam să zicem 10 dolari pe 100 de dolari pe lună pentru acei patru pari și acoperiș. Aia era chiria aceasta. Care e chiria? Adică unde? Că nu e niciun fel de acoperitoare. Numai pentru că stai pe locul acesta. Dacă și ne-a spus doamna, zice, dacă nu vă convine, vă mutați în altă parte. Ei sunt parte a bisericii de aici. Și din nou am fost înfricoșat la gândul că uneori omul ridică un cuvânt de blestem sau de rău împotriva bisericii lui Hristos, fără să distingă și să discearnă faptul că în această biserică nu există numai neghină, ci și grâu, și că în momentul când blestem neghina, blestem și grâul. Și când am fost aici la aceste familii, am rămas încremenit să văd și să aud povestea bisericii care s-a mutat în casa lor, pentru că tatăl a fost lucrător la copaci, a căzut din copac și și-a frânt mijlocul și este quadriplegic pe viață. Stă într-un pat și un chip luminos, o față frumoasă, care ne-a spus că este fericit și că îl iubește pe Dumnezeu pentru că e cu el aici, în situația în care este. Și ne-a spus o frază pe care o voi purta cu mine de acum, și soția a fost alături și câțiva prieteni, ne-a spus această frază: eu nu leg pe Dumnezeu de accidentul și nenorocirea mea, ci eu leg de prezența lui lângă mine în suferința mea. Aici este Dumnezeu. Rudele mele, spune el, învinuiesc pe Dumnezeu pentru ce mi s-a întâmplat. Nu,
eu nu am nimic de învinuit la adresa lui Dumnezeu. Am ceva de binecuvântat că, uite, chiar aici, în Valea Morții, este cu mine. Și el zace într-un pat. De 6 ani era acolo. Lângă el, între ce, era un gard, așa ca o rogojină între ei, niște trestie ceva, era socrul lui care era bolnav și i-au tăiat un picior în urmă cu 4 luni de zile și după ce va mai face mult exercițiu și se va vindeca de plin, îi vor pune proteză. Așa au stabilit doctorii de acolo și soția dumnealui era lângă el și 3 nepoate și după aceea au venit alți 3-5 nepoți de o frumusețe rară, chipuri frumoase, lipsite de orice fel de adaosuri din acestea de natură materială, dar cu suflete înalte către Dumnezeu. Și când am văzut suferința din casa aceasta și m-am rugat cu lacrimi fierbinți în sufletul meu, Doamne, nu am știut să-ți mulțumesc vreodată pentru sănătatea care ne-ai dat-o și pentru harul acesta. Ajută-ne acum să spunem aceasta în rugăciune și am spus acest lucru în rugăciune cu oamenii, ne-am rugat împreună cu ei. Am plecat de acolo puțin mai departe și am găsit un tânăr care a fost lovit de o mașină și a prins mijlocul și este paralizat pe viață. De cât timp ești aici? De 4 ani. Sunt un om fericit, a spus el. Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu este prezent. Am trăit un fel de șoc, de prăpastie, când am asociat lupta și suferințele acestor oameni cu ceea ce se întâmplă în tabără. Cei 4 leproși în tabără sărbătoresc acolo, au de toate, lumea este a lor. Și m-a rugat și mă rog în sufletul meu lui Dumnezeu, Doamne, atinge-ne și pe noi cu gândul acesta cu care ai atins pe ei când au zis nu este bine ce facem. Nu e bine că ne bucurăm singuri aici, nu este bine că ne îmbuibăm și că ascundem mâncare în timp ce oamenii pierde mâncare. Știți că am vorbit cu voi la studiile biblice despre femeia aceasta atât de săracă, ce nu avea de mâncare nimic dimineață și a fost oferit de seara de către cineva și a spus nu primesc. Până dimineață e mult timp și Dumnezeu va găsi o cale. Du la o vecină a noastră care nu are ce mânca în seara aceasta. Și tu precis, du-te și caut-o pe ea. Și n-a primit nici până dimineața. Iar noi, suflete, ai ce mânca pentru mulți ani. Vrem să facem lucrul acesta. Iubiții mei, sper că vă amintiți bine cuvintele pe care le-am citat din predica lui Ioan Crisostomul după un cutremur tot din Antiohia, din zona aceea a Siriei și Turciei, sudul Turciei, nordul Siriei, un cutremur la sfârșitul secolului 4. La 2 zile după cutremur, Ioan Crisostomul a ținut această predică. Nopțile voastre sunt fără somn, averile și munca voastră au fost sfâșiate și spulberate mai ușor decât o pânză de păianjen. Ați voi a sărit în ajutorul altora și zice, ați devenit îngeri, nu oameni, prin faptul că ați împărțit suferința aceasta cu ei. Și ca epistola către evrei spune, zice, v-ați riscat viața și averea și sufletul și ființa voastră pentru cei din închisori, nu v-ați dat înapoi, ați împărțit soarta cu ei, pentru că în vremea aceea, dacă vizitai un deținut creștin, fie te condamna și pe tine la moarte, fie îți confisca averea, că ai îndrăznit să vizitezi, să încurajezi un deținut creștin. Și astăzi sunt puteri care sunt așezate la ușa bisericii, prevenind cu orice chip pe cei dinăuntru care au găsit prăzi de aur, de argint, de haine, de mâncare, de băutură, de toate, prevenindu-i nu cumva să știe ce se întâmplă afară. Am corespondat multă vreme cu o persoană din una din marile citadele ale României și dânsa mi-a spus, mă duc foarte rar la biserică, de câteva ori pe an, la cina Domnului de obicei. Eu petrec ziua Domnului în spital cu bolnavii terminali. Și când apar în biserică, mă iertați, zice că spun acest lucru, dar sunt atât de tulburată, de, ca să nu zic deranjată sau scârbită, de nimicurile cu care se pot ocupa acești oameni în timp ce acolo, pe secția aceasta, pierd în așa suferință, luptă cu moartea cei terminali. Cu ei petrec eu de mulți ani, cred că era aproape 20 de ani, cu ei petrec eu de mulți ani fiecare zi a Domnului. Așa a răspuns dânsa. Nu e bine ce facem, au spus leproșii. Și mă rog lui Dumnezeu să căpătăm și noi această iluminare a Duhului Sfânt și împreună să spunem unul altuia, nu e bine ce facem. Așa te rugăm, Tată Ceresc, ajută-ne să fim acolo unde este urma pașilor tăi, lângă patul bolnavului,
în suferința celui nenorocit. Acolo unde Tu, Doamne Iisuse, ai mers la Călgătoarea din Betesda, pretutindeni unde e trebuință ca sufletul nostru să fie mișcat de suferința oamenilor și să împărțim cu ei averile duhovnicești și materiale și de orice fel pe care ni le-ai încredințat Tu, așa Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.